Bun găsit, Mariana Durleșteanu, propusă de PSRM, candidat la funcția de premier, are un CV impresionant. În perioada 2008-2009, Durleșteanu a fost ministru al finanțelor în guvernul Zinaidei Greceanei. Ea a fost anterior ambasador al Republicii Moldova în Marea Britanie din 2004 până în 2008. Durleșteanu a mai deținut funcțiile de președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, vicepreședinte al Consiliului de Administrare al Moldova Gaz și de bancher senior la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Mariana Durleșteanu a absolvit Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a urmat o specializare în contabilitate și informatică. Are două masterate, unul în administrarea afacerilor, obținut în Slovenia, și altul în domeniul economic, făcut la Londra. În 2002, Mariana Durleșteanu a fost decorată cu Ordinul Gloria Muncii. Acum 2 ani, revista Forbes România o plasa pe Durleșteanu pe locul 7 în topul celor mai influente femei din țara vecină.